Accident cumplit pe o șosea din Vaslui după ce o mașină s-a izbit violent de un pom și șoferița în vârstă de 23 de ani și pasagera din dreapta au murit. Tânăra care a pierdut controlul volanului era chelneriță la un mare restaurant din Bârlad. Patronul o rugase să o ducă acasă și pe bucătărea sa localului. Autoturismul în care se aflau femeile s-a rupt în două când s-a izbit de copac. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Paul Ciurar este în acest moment în direct cu detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Paul. Bun găsit, vorbim de un accident extrem de grav petrecut noaptea trecută pe drumul județean 243 Puiești-Bârlad, în pe raza localității Perieni. Practic, mașina condusă de tânăra șoferiță de 22 de ani a fost scăpată de sub control, a părăsit carosabilul și s-a lovit extrem de violent de un copac. Un trecător a fost cel care a sunat la 112. La fața locului s-au deplasat forțe de la ISU Vaslui cu 4 autospeciale și au descarcerat cele două victime. Ambele erau prinse între fiarele contorsionate. Pentru tânăra de 22 de ani, din păcate, paramedicii nu au mai putut face nimic. Cealaltă femeie de 38 de ani a fost extrasă și resuscitată, după care a fost dusă la compartimentul de primiri urgențe din Bârlad. Din nefericire, am aflat în urmă cu puțin timp că și aceasta și-ar fi pierdut viața. Acum polițiștii au deschis un dosar penal de cercetare pentru întreg evenimentul. Una dintre bănuielile oamenilor legii este că tânăra șoferiță ar fi fost orbită de o mașină care venea din contrasens, iar aceasta a pierdut controlul asupra direcției de mers. Trebuie subliniat că la ora respectivă șoseaua era suficient de liberă. Se pare că șoferița o luase pe colega sa de la muncă și o ducea spre